Bună seara, bună seara, dragi prieteni, bună seara la toată lumea, bine ați venit pe canalul de YouTube, Sică de la Strehaia, dragi prieteni. Mulțumesc tuturor, dragi prieteni, așa cum fac de fiecare dată, mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc pentru sprijin și pentru apreciere, dragi prieteni. La fel mulțumesc tuturor pentru abonări, cu mult respect din partea mea, dragi prieteni. Așa cum de fiecare dată am zis, dragi prieteni, și voi spune, contează foarte mult respectul. Respectul și caracterul frumos care mi-am asumat de fiecare dată față de publicul care mă vizionează. Așa că, dragi prieteni, de fiecare dată vin în fața voastră cu prezentări ce conțin adevărul, ce conțin adevărul din comunitatea noastră, dragi prieteni. Asta ceea ce de fiecare dată am arătat, dragi prieteni, și am dovedit. Așa că, dragi prieteni, și în această seară, 2 decembrie, cum ar veni a doua zi de vacanță, cum să mă exprim mai bine, și, dragi prieteni, voi încerca să detaliez prima dată, să detaliez mesajele primite atât în privat cât și în spațiu online. Consider că așa e frumos să facem toți cei care venim cu prezentări în fața publicului. Primesc de fiecare dată, dragi prieteni, comentarii de la anumite persoane care s-au uitat la acele cuvinte pe care le-a folosit patroana ca să mă înjosească în fața publicului. Că dacă mă duceam acolo, mă duceam pe interes, ceea ce nu e adevărat. Că dacă mă duceam acolo, mă duceam că, domne, eu nu am ce să mănânc acasă și mă duceam să mănânc la ea. Total greșit. Așa cum am zis de fiecare dată, orice om din toată comunitatea asta și nu numai din comunitate, din întreaga țară, are ce să pună pe masă, poate să-și facă un grătar, așa cum facem și noi de fiecare dată, dar nu filmăm. Nu filmăm pentru că răspunsul l-am dat deja. Copiii mei, ambele familii, copilul mare și copilul mic, nu le place să fie filmați și le dau dreptate. Că dacă noi am fost filmați și ne-am expus viața personală în fața publicului, uitați că, dragi prieteni, nu e bine nici așa. Primim destule atacuri, primim destule jigniri și consider că e foarte bună decizia copiilor mei. Așa că cei care filmează cu toată familia să filmeze în continuare. V-am zis de fiecare dată, dragi prieteni, situația contului meu de YouTube nu e atât de benefică. De exemplu, contul meu de YouTube nu e atât de benefic încât să mă pot baza că de la YouTube mă pot întreține. De la YouTube pot să-mi rezolv unele probleme pe care le am sau YouTube-ul mă poate ajuta în viața de zi cu zi.
Dragi prieteni, nu este adevărat, pentru că dacă ați stat după YouTube, eu, într-adevăr, n-aș avea cum să mă despărc. Da, dragi prieteni, cu privire la unele doamne sau domnișoare care trimit aceste mesaje, care cred că pe mine gata, mă termină din puncte din astea de vedere, psihic sau nu știu cum, deci e o greșeală foarte mare, m-am învățat cu acele mesaje, dar răspund la ele pentru că consider că e un lucru bun să răspunzi chiar la opiniile care nu-ți convin. Eu, dacă asta mi-am asumat, asta e, dragi prieteni. Am primit mesaje că, domne, nu mă primește acolo patroana, că nu știu ce. Păi, greșeală foarte mare. Vedeți ce înseamnă dacă nu vizionați prezentările și după aceea să trimiteți comentarii? Decizia asta am luat-o eu. Eu nu am ce să mai calc acolo niciodată. Pentru că nu am ce să caut. Ce să caut acolo? Să stau în acel balamuc, în acea gălăgie, mie nu-mi convine. Pentru vizionări nici nu mă interesează. Așa că ce să fac acolo? Eu dacă mergeam acolo, mergeam de plictiseală, atâta tot. Nu mă interesa altceva. Țigăneri de la acelea cum vorbește foarte multă lume, că, domne, uitați, eu nu merg acolo de 2 săptămâni. Asta înseamnă că dacă nu merg acolo de 2 săptămâni, Doamne, ce am slăbit, Doamne, ce n-am, îmi lipsește, nu știu ce. Nu-mi lipsește absolut nimic, dragi prieteni. Absolut nimic. Ați văzut de fiecare dată prezentările mele, chefurile care le facem, cât și aici, unde sunt eu la copilul mic, cât și la copilul mare. V-am făcut și eu prezentări cu purcei, la proțap, grătare, și aici, și în partea alaltă. Dar de invidie, nu se vizionează de invidie că de ce face sică. De invidie că de ce face sică. Păi vizionați când pun. Când punem, pentru că de fiecare dată, haideți că pun ambiția să filmăm. Da, grătare și toate alea. Dar, nu. Dacă doriți să, cei care comentați și vă place să comentați așa deranjant, vizionați măcar vizionările pe care le pun. De fiecare dată ca să puteți trage concluzii despre o persoană. Nu neapărat că trebuie să doar să atacăm de dragul că suntem noi șmecheri. Ne dăm șmecheri dacă venim cu atacuri din acestea. Nu. Asta nu e șmecherie, dragi prieteni. Asta nu e. E altceva. E puncte, puncte, etc. E sensul opus al deșteptăciunii și vine după aceea puncte, puncte, etc. Sensul opus. Da. Așa că, dragi prieteni, am zis de fiecare dată că nu vreau să mai să se mai comenteze deranjant până nu se vede cu adevărat acea prezentare cu care vine, nu numai, nu mă refer numai la mine, la toată lumea, da? Putem ataca pe cineva sau putem comenta deranjant doar după o eventuală vizionare a acelei prezentări. Și, na. Da, dragi prieteni, n-am mai mers acolo pentru cei care se întreabă. N-am mai mers și nu voi mai merge acolo. Dacă doresc de fiecare dată să mă întâlnesc cu nepotul Alin, mă pot întâlni altundeva, fie când e plecat Alin la Pitești sau la București cu Mihaela și cu nepoțelul David, fie aici în oraș la un suc, la o cafea, cu nepotul Ursul la fel,
cu Georgiana la fel, la un suc, la o cafea, dar eu acolo, în prezența patroanei, nu voi mai călca vreodată. Nu vreau. Pentru că și-a bătut joc de mine și am primit acele blesteme pe nedrept. Că am mers, dragi prieteni, să cer și eu din datoria mea și am primit blesteme. Așa că ăsta este punctul meu de vedere, dragi prieteni. Cu privire la Leo, ce să mai zic? Leo, de exemplu, așa cum am zis, m-a deranjat doar că atunci când începea patroana să blesteme, el nu spunea nimic și nu a luat nicio atitudine. Da? Nu mi-a pus parte, nu a zis nimic. Da, cu privire la sora mea, Anca, ea era în casă. Ea nu a fost prezentă la cearta mea, care am avut acolo patroana. Ea nu a fost prezentă la blesteme și la cele vorbe urâte. Ea a fost în casă, ea a auzit de la Alin, de la Ursu, de la ceilalți. Da. Cu toate că era, ea avea necazurile ei, problemele pe care le are, a mai auzit și cearta pe care am avut-o noi. Așa că, salut, domnule. Da, nu mă deranjez. Așa că, dragi prieteni, ceea ce urăsc cel mai tare, în acest oraș, în acest oraș urăsc, cum să zic, nedreptatea. Da. Urăsc nedreptatea de fiecare dată, minciuna și bârfa. Ceea ce la noi în Strehaia e greu, e foarte greu, să putem să facem în așa fel, să încet, încet, să ca ai noștri să se adapteze altcumva în bine. Deci, ăsta e punctul meu de vedere, dragi prieteni. Deci, pot să mai repet încă o dată sau de foarte multe ori pentru cei care spun că nu mai mă primește patroana la ea. Păi oare nu v-ați pus întrebarea? Credeți că eu sunt ca alții disperat după filmări, când aduc lăutarea pe acolo, fel și fel de chefuri și toate alea, sunt atât de disperat să merg acolo. Eu, credeți, că nu am știut când am luat acea decizie și am vorbit și eu urât de patroana, credeți că nu eram conștient că nu o să mai merg acolo niciodată? Ba da. Eram. Și nu mai îmi trebuie. Deci, nu-mi trebuie nimic. Mai bine stau la mine acasă, liniștit, fără acel balamuc de acolo, fără acele țipete și urlete care sunt acolo. Dragi prieteni, în nicio familie de țigani, de aici de la noi din Strehaia, nu există acele urlete și acele țipete pe care eu de fiecare dată le-am suportat. Credeți-mă, cât stăteam acolo, hai să zic că stăteam câteva ore, da? Când plecam de acolo, simțeam că îmi explodează capul. Credeți-mă, dragi prieteni, păi nici chiar așa. Vorbesc foarte sincer. Nici chiar așa. Hai că țiganii noștri mai vorbesc tare. Da, mai vorbesc așa, dar nu în halul ăsta. Deci în continuu, țipete și urlete și balanuc. Păi nu se există așa ceva, dragi prieteni. La mine, în familiile mele, la copilul al mare, la copilul al mic, se vorbește în liniște, frumos, respectuos, cu înțelegere, cât și la mai mulți prieteni de-ai mei pe care i-am prieteni apropiați, atenție. Chefurile pe care le-am făcut de fiecare dată cu prietenii mei de aici, rude mai apropiate, și v-am zis de fiecare dată că nu doresc să fie filmați. De ce? Tocmai din această chestie, ceea ce există în Strehaia. Bârfa și bătaia de joc și fel și fel de chestii, da? Înseamnă că sunt oameni respectabili și atenție, sunt oameni respectabili. Tot ce invit eu și copiii mei la noi,
la chefuri și în familiile noastre, sunt oameni de valoare, dragi prieteni. Și într-o zi o să vă demonstrez. Înțelegeți? Nu stăm la masă să chemăm doar oameni așa, care, hai, dă să meargă, nu? Nu suntem așa. Cei ce v-ați luat după vorbele patroanei, bârfele și joseala care a vrut să mă josească în fața publicului, pentru că dacă a fost atacată, repet, așa cum am zis mai devreme, a fost atacată de mine, voi la ce vă așteptați? Să mă vorbească pe mine frumos? Că zic, că nu știu cum, e nu știu cum. Nu! Ea a căutat să mă josească în ultimul hal pentru atacurile care le-a primit de la mine. Înțelegeți? Deci atenție foarte mare și nu vă mai uitați în gura lui patroana. Ce zice patroana? Că, domne, gata, ce zice patroana e adevărat. Nu? Știți și voi foarte bine că ați văzut asta de fiecare dată, da? Și încă o dată. Și o să vă demonstrez de foarte multe ori. Prezentările mele nu neapărat sunt pe baza interesului și a beneficiilor, pentru că situația canalului, o știți, vin doar în fața publicului, pentru că așa m-am învățat și îmi face deosebită plăcere. Atâta tot, da? Pentru că dacă am creat acest canal de YouTube, mi-am asumat o răspundere, un respect față de public și un caracter frumos, da? Chiar de nu câștig. Live-ul de ieri seară pe care l-am făcut, cu urări de Ziua României, mi s-a dat jos. Dragi prieteni, de ce? Pentru că nu e plătit. Nu e plătit, v-am zis, din cauza acelor setări de la contul de Google, acele setări au rămas așa, la monetizare. Și mie nu mi se plătesc, live-urile le fac degeaba, da? Premierele și vlogurile, 4, 5, maxim 5 euro de fiecare prezentare. E, credeți voastră că aceste beneficii, repet, cum am zis mai devreme, mă pot, pot să facă în așa fel ca eu să eu, acea persoană, mă pot satisface pe mine aceste beneficii? 4-5 euro la fiecare prezentare? Nu, dragi prieteni. Și nu voi sta niciodată în baza YouTube-ului. Înțelegeți? Așa cum știți foarte bine, am muncit. Plecam de dimineața, veneam seara. Unde duci? Plecam dimineața, veneam seara. Dragi prieteni, și munceam, da? Alții, că fug de muncă și nu le place munca, nu mă interesează, dragi prieteni, eu am muncit toată viața mea. Așa cum am și zis, în confecții metalice, 12-13 ani de sutură, am rămas cu probleme la ochi, de portochelari, de la sutură, da? Porți metalice, garduri, gărdulețe pentru spații verzi, cu bunicii mei, cu obiceiul pe care făceau ei, stăteam de dimineață până seara la muncă, da? Așa că mie nu mi-e frică de muncă. Sunt aici în Strehaia, cum sunt toți țiganii și toate astea care fug de muncă, e problema lor. Le e să nu se murdărească pe mâini, să nu se mânjească de vaselină, de fel și fel de chestii din astea. Mie, dragi prieteni, am fost de fiecare dată și voi fi persoana care să muncesc și să-mi placă munca. Și încă un lucru foarte important. Munca ajută de fiecare dată la organismul uman. Ajută să fie în mișcare de fiecare dată și ajută foarte bine. Da? Stând degeaba, omul atunci poate să aibă probleme de sănătate. Eu știu chestia asta și nu trebuie să-mi dea mie nimeni lecții că voi din Strehaia nu munciți. Da? Eu sunt și câțiva de aici din oraș care știm că de fiecare dată pentru noi munca este un sport, un sport de sănătate. Și vă rog frumos, mai puțin luna asta și se încheie anul 2023, da? Haideți, începând de acum, pentru anul 2024, să evoluăm. Să evoluăm într-un bun respect și un caracter frumos între noi, dragi prieteni. Contează foarte mult cei ce,
cei ce apreciați aceste vorbe, vă mulțumesc din toată inima mea și cu mult respect, așa cum am zis de fiecare dată, voi face tot posibilul, dragi prieteni, pentru ca eu, de fiecare dată când vin în fața voastră, așa cum știți, fără beneficii, fără nimic, să arăt caracterul și decența pe care am promis-o față de voi. Ok, dragi prieteni, încheiem aici această prezentare și nu uitați în încheiere ceea ce am zis și în live. Fericirea lui Anca, sora mea, va fi într-un cuvânt cheie. Leo se va însura și va aduce nevastă acolo în casă, acolo în curte și atunci se vor termina toate problemele și necazurile lui Anca, pentru că Anca atunci va fi fericită și nu va mai avea treabă cu ea nici Leo, nici patroană. Acum aștept răspunsurile voastre. Eu v-am zis ce se va întâmpla. Bine? Cu, așa cum a zis și patroana, acea țigancă de la noi din oraș, care părinții ei îi oferă zestre de 200 de galben și plus mașină. Da? Aici mie că se va întâmpla chiar dacă, până de sărbători sau după sărbători. Ok, dragi prieteni, vă pup și ne auzim la următoarele prezentări. Și nu uitați, vizionare maximă merită din toate punctele de vedere, dragi prieteni. Baza adevărului va fi numai pe canalul de YouTube Sică de la Srihaia. Vă pup și vă iubesc!